Vă invit să deschidem scripturile, așa cum cred că ne așteptăm cu toții, nu? Duminica asta este zi. duminica, a, așa, nu putem lăsa pe Toma să stea liniști, nu? Da, Ioan capitolul 20, versetul 24, Toma a zis, Geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Isus. Ceilalți ucenici au zis, am văzut pe Domnul. Dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Isus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stat în mijloc și le-a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, aduți degetul încoace și uită-te în mâinile mele și aduți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios și credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Toma i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut ferice de cei ce n-au văzut și n -au, văzut. au crezut, au crezut. Vă invit să vă reașezați în prezența Domnului Dumnezeului nostru, Aș credincioși, iubită biserică, este... Un har să fim la casa Domnului, să stăm în față cu cuvântul lui Dumnezeu și să facem ceea ce a făcut Hristos, au făcut apostolii și ca unii care ne-am însușit învățătura biblică, vrem să facem așa cum au procedat apostolii, nu doar că s-au rugat, și apostolii au predicat cuvântul lui Dumnezeu, așa cânta corul, răspândiți vestea. Și vestea s-a răspândit de la om la om, dar și în spații publice, acolo unde cuvântul lui Dumnezeu a fost predicat. Ioan își scrie Evanghelia undeva după anii 80, în secolul 1 al erei creștine, și scrie de Toma, este singurul evanghelist care revine și face precizări cu privire la Toma, deși Toma nu mai trăia. Ioan vine din urmă și citește Evanghelile sinoptice: Matei, Marcu, Luca și este inspirat de Duhul să nu treacă și el în rândul sfinților, să nu treacă în ceata care așteaptă învierea morților și să nu treacă până nu face precizările necesare. Uitați-vă cum încheie capitolul 20, el spune toate aceste lucruri le-am scris pentru voi ca să credeți că Isus este Fiul lui Dumnezeu. Este autorul care, la sfârșit, îți spune: Uite, de ce am scris cartea aceasta? De obicei, am mai amintit lucrul ăsta, un uh, autor, un scriitor îți spune de la început în prefață cam care au fost intențiile lui atunci când s-a așezat să, să scrie și să prezinte o poveste sau alta. Ioan uh, revine și. Atunci când vorbește despre înviere, aduce în discuție și cazul lui Toma, un ucenic care a avut rolul lui, a avut influența lui, a avut misiunea lui, a avut lucrarea lui, a avut chemarea lui, a avut lupta lui. În tradiția creștină se vorbește despre Iuda că a murit în India, în timp ce predica cuvântul, a fost străpuns de niște săgeți. De ce trebuie Duhul Sfânt să facă precizări cu privire la un om care și-a încheiat alergarea. Romanii aveau o vorbă. Ei spuneau de morți numai de bine. Dacă trebuia să vorbească de cineva care a trecut, atunci lista era lungă. A fost un om, dacă ascultai un asemenea necrolog, toți erau sfinți, până și Nero, pare, da, o fiară îmblânzită. De morți numai de bine. Da, vedeți că Duhul Sfânt îi cere unui slujitor, unui, unui scritor de, de, de text sacru. Îi cere să scrie despre un apostol, un coleg de slujire care și-a încheiat alergarea, Toma. Uitați-vă la martorii în Vierii. În prima zi, primii care uh, sunt martori a invierii, sunt soldații, deși noi nu vorbim de ei. Dar soldații au văzut îngerul care a dat piatra la o parte. I-au văzut strălucirea. Au căzut ca morți la picioarele lui. Apoi femeile, cei zece și așa mai departe. Sigur că în... în, în uh, prezentarea discuțiilor despre înviere, ceva lipsea. Și Duhul Sfânt ne dă voie să, să ne uităm și să analizăm în intimitatea grupului celor 11 apostoli, ceva ce apostolii au discutat între ei despre înviere. Isus are inițiativa. El se arată când vrea El, nu când vor oamenii. Nu a zis nu știu cine, vreau să-l văd, Caiafa să zică, vreau să-l văd, sau Ana, sau, sau Saducheii farisei, vreau să-l văd. Iisus nu s-a arătat. Pentru că trebuie să înțelegem, Dumnezeu nu este la dispoziția noastră, la cheremul nostru. Isus are inițiativa și se arată. Și în seara aceasta cu tot respectul, aș vrea să-l lăsăm un pic deoparte pe Toma, deși uh, s-ar vorbi astăzi și s-a vorbit astăzi foarte mult și se vorbește despre Toma foarte mult. În seara aceasta aș vrea să vorbim despre experiențe cu cel înviat din morți. Pornind de la textul pe care îl avem în față, aș vrea să Învățăm din Cuvântul lui Dumnezeu, în primul rând, faptul că atunci când apostolii i-au vorbit lui Toma, i-au vorbit ca unii care au experimentat în ziua învierii lui Isus, au experimentat cu Isus ceva extraordinar. Și primul lucru pe care aș vrea să-l învățăm este că sunt experiențe care, luate la rând, sunt unice. Nici o întâlnire cu Isus nu seamănă cu cea de dinainte. Vom vedea în această seară, vom vedea diferențele dintre întâlniri. Prima întâlnire, în ziua învierii, le pune în, le pune în, fața ucenicilor, prima întâlnire pune în fața ucenicilor o bogăție de experiențe cu Isus, cu cel în via din morți. Și vei spune, care sunt experiențele astea? Păi Isus vine în mijlocul lor și de două ori, în Ioan, capitolul 20, Iisus se adresează ucenicilor și le spune, pace vouă! Dacă vreți, pace la început, pace la sfârșit. O, o pace plenară, dacă vreți. O pace uh, înmulțită. Pentru că Dumnezeu este cel ce dă într-un mod deplin, într-un mod extraordinar. Și binecuvântează poporul său. În al doilea rând. Spune cuvântul lui Dumnezeu, Iisus le-a dat ucenicilor săi, pe lângă pace, le-a dat motive de bucurie, când ucenicii l-au văzut, n-au mai putut de bucurie. Și această experiență, spuneam, este o experiență care are loc la un moment dat, este, dacă vreți, prima experiență într-o anumită ordine, într-o anumită cronologie a experiențelor cu Iisus pace, bucurie și apoi Isus spune ucenicilor, luați Duh Sfânt, suflă peste ei și când spune luați înseamnă experimentați, este la dispoziția voastră. Suflarea, ca în ziua 50 înseamnă să se creeze atmosfera spirituală și să intri în ea. Experiențele sunt, spuneam, unice. Sunt uh, luate la rând. Sunt experiențe unice. Și vreau să vă spun, am uh, prins prin îndurarea Domnului și prin bunăvoința Lui, nu una, nu două, nu o sută și nu o mie. De zile petrecute aici, în Casa Domnului. Și vreau să spun, nicio întâlnire n-a cu alta. Fie că nu eram aceiași oameni, fie că nu era același predicator, cântările erau diferite, îndemnurile erau diferite, atmosfera era diferită. Nu. Când Duhul Sfânt furnizează detaliul acesta, Toma nu era cu ei. Arată că Toma nu putea să facă să numere că a, a cunoscut, a văzut, a știut care sunt experiențele de care au avut parte cei care l-au văzut pe Hristos în via din morți. Uitați-vă ce spune Isus. Cum a trimis pe mine Tatăl, Ioan, capitolul 20 cu 21, așa, tot așa vă trimit și eu pe voi. Și apoi a suflat peste ei și a zis, Lua, luați Duh Sfânt. Uitați-vă că într-o într uh, într frază spusă de Mântuitorul Isus Hristos sunt cuprinse cuvinte, noțiuni despre activitatea Sfintei Trăimi. Hristosul înviat, Tatăl care trimite, Duhul care vine și care te invită să-L iei, să experimentezi, să-ți dorești să ai parte de o experiență extraordinară cu Dumnezeu. Nu doar în ziua în care Isus a fost botezat, s-a arătat Sfânta Trăime. Tatăl care vorbește, fiul care se botează și duul care vine în, chip de porumbel peste fiul. Și și după înviere, Iisus, când stă în fața ucenicilor, vorbește despre implicarea în Sfintei Trăimi în ceea ce înseamnă procesul mântuirii al răscumpărării. Și cei zece apostoli, fără Toma, au parte de experiențe unice. Când Isus se arată, după șapte zile, după în următoarea săptămână, experiențele nu mai sunt la fel. Nu mai este același mesaj. Pentru că nu poți să-i să spui lui Dumnezeu, Doamne, azi mă doare capul. N-am să ascult predica din seara aceasta, dar duminica viitoare promit că o să, o să beau două cafele ca să fiu mai atent. Nu poți să știi de ce a lipsit Toma. Nu, unii caută să-i să găsească motive uh, plauzibile, scuze, nu așa, rezonabile cu privire la motivul pentru care Toma nu era acolo. Dar nu-i treaba noastră, dacă Dumnezeu nu îi le scoate în evidență și nu spune, Iisus n-a vorbit despre motivele lui Toma, atunci nu vorbim nici noi. În schimb, vorbim despre faptul că cei care l-au văzut pe Hristos în via din morți au avut parte, iată, într-o singură întâlnire de o manifestare a bunătății lui Dumnezeu într-un mod extraordinar. Iată ce a pierdut Toma. Isus vorbește despre prezența Sfintei Trăimi, despre Tatăl care trimite, despre Fiul care face posibilă trimiterea și Duhul care împuternicește. Și stă în fața ucenicilor săi, zece dintre ei, și le redă pacea, siguranța, și apoi le redă motivația, bucuria să se închine înaintea Domnului. La o singură întâlnire, atâta manifestare, atâta bogăție, atâta experiențe, nu doar să-L vezi pe Iisus, nu doar să-L auzi pe Iisus, ci Iisus să îndrepte spre tine perspectiva umplerii cu Duhul Sfânt și să spună creștine, ia Duh Sfânt! Umplete de Duh Sfânt. Pentru mai târziu, mergând să predice Cuvântul Domnului în casa lui Corneliu, fiind îndemnat de Duhul Sfânt să se ducă și să predice Cuvântul, Petru oia ia ca un evreu așezat spune, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, adică, uite, și voi aveți parte de experiențe, s-au zis despre Isus și El înviat din morți și așa mai departe, în introducerea Lui și Duhul Sfânt nu lasă să termine predica. Și uitați-vă ce spune cuvântul Lui Dumnezeu, că în aceeași întâlnire, când oamenii stăteau în în fața predicării cuvântului Dumnezeu, Dumnezeu o ia înaintea predicatorului, dacă veți vine din sensul celălalt. Nu așteaptă cuvântul rostit să se ducă spre oameni, ci vine dinspre oameni, din inima lor, să producă reacția ca să îi arate lui, pentru că Dumnezeu i-a luat-o înainte. Lucrase deja, pregătise ogorul, pregătise terenul în inimile oamenilor. Și ce frumos ar fi să vii la biserică și să nu spui decât fraților, haideți să ne rugăm și biserica să înceapă să se roage să nu mai poți opri. Asta ar fi idealul slujirii, nu? Asta ar fi idealul închinării. Să pur și simplu să nu mai putem de, 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 emoție, de dorința de a ne închina înaintea lui Dumnezeu. Să ni se dea decât semnalul și gata să nu ne mai poată opri nimeni. Petru predică cuvântul și nu știe ce urmează. Zice, probabil va fi că așa se întâmplă o altă sesiune, probabil sesiunea de întrebări și răspunsuri ca în ziua 50.000, când oamenii au spus lui Petru ce să facem ca să fi mântuiți. Pentru să -i așteptați, vă rog dacă aveți întrebări să formulați, folosiți codul QR nu, de pe ecran și furnizați întrebările și o să, să fie anonime și am să răspund la întrebările astea. În timp ce Petru predică cuvântul, Dumnezeu îi arată că în aceeași întâlnire, la, aceeași, la același ceas, Dumnezeu le face parte Credincioșilor care sunt în adunare și le face parte și uh, slujitorilor veniți cu Petru le face parte de o experiență extraordinară, unică. De ce unică? Pentru că iată cum, cum sunt oamenii botezați cu Duhul Sfânt. În faptele apostolilor, când Luca prezintă botezul cu Duhul Sfânt, prezintă o varietate de experiențe. În ziua cincizecimii se stâng toți la un loc și se roagă și Duhul umple locul ăla, cât o limbă de foc se așează pe capul fiecăruia și încep să vorbească în alte limbi după cum le dă Duhul să vorbească. Apoi în Samaria, Petru cu Ioan se duc acolo, se roagă pentru fiecare credincios care a ieșit în față pentru rugăciune, își pun mâinile peste ei și în timp ce își pun mâinile, oamenii vorbesc în alte limbi și sunt botezați cu Duhul Sfânt. Dar uitați-vă că în casa lui Corneliu este un prim contact între niște oameni necunoscuți. Petru, șase frați evrei care au venit cu el și l-au însoțit ca să aibă martor, că s-a dus între neamuri, intră în casa unui roman și predică cuvântul unor străini și Petru nu-i cunoaște, nu știe, nu s-a uitat în cv lor. Și în timp ce predică cuvântul, se întâmplă miracolul, unicitatea experienței. Dumnezeu pornește focul în inima oamenilor. Iată că nu trebuie să asculți multe cuvinte, nu trebuie să știi multe lucruri din scriptură ca să începi să faci. Nu trebuie să aștepți să știi totul. Oamenii din casa lui Corneliu i-au dat dreptate lui Dumnezeu, dacă vreți, din introducerea lui Petru. Zice, nu, nu, vreau să. Lăsați-mă un pic că vreau să-l aud pe predicatorul ăsta când termină. Zice, a zis în primul rând că experiențele luate la rând sunt unice. Să vedem la punctul 3 ce ne spune. Nu, oamenii din prima, din start, sunt, sunt gata să primească și să experimenteze ceea ce le oferă Dumnezeu. Isus a vorbit despre faptul că sunt unii de la urmă care vor fi întâi. Și cei care sunt întâi vor fi la urmă. Și lucrul acesta ne vorbește despre faptul că sunt Lucruri care se întâmplă, atmosfera pe care Dumnezeu o creează în, în mijlocul unei biserici, așa cum a fost în seara aceasta până aici. Noi ne pregătim, facem repetiții, pregătim repertoriu, pregătim predici, dar stăpând peste toate lucrurile este Domnul. El este Domnul Bisericii? Și pentru că este în mijlocul nostru, El este interesat să binecuvânteze poporul. Spunea Pavel, pentru ca tot să capete zidire. Interesul lui Dumnezeu este dintr-un colț în altul al, al clădirii, dacă vreți, al sălii, oamenii să fie cercetați de puterea lui Dumnezeu. Să nu te deconecteze nimic, să te scoată din atmosfera spirituală. Să pleci îmbogățit de Harul lui Dumnezeu. În ziua învierii, Iisus le face parte celor 10. De o abundență de experiențe. Nu doar că îl văd, ci Iisus vorbește cu ei. Iisus le vorbește despre Tatăl. Dacă vreți să aduce revelație în mijlocul lor despre Duhul care vine să împuternicească. În al doilea rând, când vorbim despre experiențe cu cel în via din morți, experiențele cu Isus, cel în via din morți, sunt experiențe care ne motivează să exersăm credința. Uitați-vă ce am sesizat în cuvântul lui Dumnezeu. Ioan repetă lucrul ăsta cu insistență. La prima întâlnire, ucenicii stau cu ușile cum? Haideți! Încuiate! Uitați-vă în versetul 26. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau cum erau ușile? Uitați-vă la faptul că după ce Isus vorbește cu ei și are în mijlocul lor, are o perspectivă plenară, îmbogățește, le dă pacea în mod plenar, de două ori le spune pace vouă, trimite Duhul spre ei ca să îi întărească. Săptămâna următoare, aceiași apostoli spre care Hristos a îndreptat Duhul, închid în continuare ușile, le frică, sunt temători, sunt îndoielnici în sufletul lor. Vedeți că atunci când au vorbit cu Toma, spune aici în versetul 24, 25, zice ceilalți ucenici au zis. Vedeți că din experiența trecută, ei rezumă toată experiența de duminica trecută, o rezumă la următoarele cuvinte, patru cuvinte. Am văzut pe Domnul. Și sigur, stai și te întreb, bun, dacă ai văzut pe Domnul, dacă a îndreptat spre tine Duhul, dacă s a dat pace în mod de plin, de ce mai încui ușile, de ce tremuri? Mesajul celui înviat este un mesaj care te invită să ieși din, din, din mediocritate, să ieși din, din starea aceea de teamă, de, de însingurare. Și să ai curaj, să ai îndrăzneală, să, să exersezi puterea pe care El ți-a pus-o la dispoziție, nu întâmplător a suflat peste ei. Pentru că atunci când vine Duhul, Duhul de la Dumnezeu trebuie să te umple de viață. Ioan vorbește în Evanghelia lui despre noua creație a lui Dumnezeu. Și așa și începe, la început Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Deci la început era cuvântul, spune Ioan, și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Și iată că Ioan vorbește despre o nouă creație, dar care nu are loc în afară. Nu sunt schimbați copacii, nu se înmulțesc brazii să ozonifice zonele deșertice ale pământului. Și vorbește despre, Ioan vorbește despre venirea Duhului lui Dumnezeu care să restaureze în lăuntrul omului. Pentru că căderea omului, o ce să aminte ce a spus Domnului Adam? Blestemat este acum pământul din pricina ta. Cum a zis Adam? Zice șarpele, femeia. Nu, dăm vina pe alții. Și Dumnezeu spune, nu, nu, din cauza ta. Pământul e blestemat. Și să nu uiți lucrul ăsta. Este o vină, dacă vreți, asumată, colectivă. De ce sunt ușile încuiate? Pentru că ucenicii nu vor încă să exerseze în mod plenar credința. Iisus stă de vorbă cu Marta, rosește cuvinte, își controlează emoțiile, pentru că mai târziu Ioan 11 cu 35 să spună că Isus plângea. Deja când au venit amândouă surorile în fața lui Isus, spune cuvântul lui Dumnezeu, a arătat, dacă veți, latura aceasta sensibilă a umanității. Iisus plângea. Dar Iisus o ia pe Marta, în primul rând, vorbește cu ea și nu are o abordare strict instituțională. Lasă, soră, că s-a dus la Domnul, mângâie cu lucrul ăsta, lasă că o să fie bine. E mai bine acolo unde s-a dus, nu? Iisus vorbește cu Marta și îi spune, eu sunt învierea și viața. Și atunci când se duce cu Marta la mormântul lui Lazar și îi spune, dați piatră la o parte, prima care reacționează este Marta și Marta spune, Doamne, nu! Și Iisus îi spune Martei, Marto, nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu. La ce te ajută să ai experiențe plenare duminica asta dacă duminica viitoare ușile tale sunt închise? La ce te ajută să te umpli de putere, să vină Duhul spre tine dacă în timpul săptămânii trăiești ca un om slab? La ce te ajută? Atunci când Isus stă în fața lor încă o dată, și le spune, pace, vo! E clar că mesajul lui Hristos este pentru cei zece care au fost cu o săptămână înainte, în ziua învierii, a fost, uh, uh, au fost acolo și l-au văzut în via din morți. De ce sunt ușile încuiate? Nu-i pot explica lui Toma. Am văzut pe Domnul, dar ne este încă teamă. L-am văzut lucrând. L-am văzut manifestându-se între noi, l-am văzut cum Dumnezeu a făcut tot felul de lucruri, și întrebarea este dacă l-ai văzut, de ce e slab? De ce încă ușile sunt închise? Pentru a mers pe ape, când Isus i-a zis, vino. Puterea aceea de a merge pe ape se risipește atunci când Petru nu exersează până la capăt credința. Nu? Ce frumos să începi în Duhul și să sfârșești în Duhul. Dar Pavel a vorbit despre o categorie de credincioși și nu doar Pavel, că putem să vorbim și noi, care au început în Duhul și sfârșesc în firea pământească. Isus, îl apucă pe Petru și spune puțin credinciosule. Adică, vedeți, cât, știți câtă putere i-a mai rămas lui Petru? Știți câtă putere? De o singură rugăciune. Atât. Doamne, scapă-mă! Atât i-a mai rămas. În rest, se-a fundat de tot. Frații și Dacă este cineva care caută vulnerabilitățile vieții noastre, acesta este diavolul. Iacov, fratele Domnului, aș vrea să pregătești, Paula, cele două texte, Iacov 4 cu 7 și 1 Petru 5 cu 9, pentru că aș vrea să ne uităm împreună la textele acestea. Amândoi vorbesc despre uneltirea diavolului. Iacov ne spune secretul biruinței, secretul împotrivirii, stă în faptul că știi cine-ți este stăpânul, cui te-ai supus. Diavolul știe dacă inima ta este înduplecată la ascultare. Dacă ești dispus să faci ce ți-a spus Isus și îți manifești credința în felul acesta sau nu? Iacov spune, supuneți-vă lui Dumnezeu, este primul lucru. Unii ar vrea să se împotrivească diavolului și sunt învinși. Și întrebarea se pune de ce? Pentru că, uitați-vă ce spune Iacov, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Și întrebarea mea este de ce nu fuge? Pentru că Petru spune, diavolul în, în capitolul 5 cu 9 împotriviți vă luită în credință, știm că și frații voștri în versetul 8 spune, diavolul dă târcoale ca un leu căutând pe cine să înghită, răgnește ca un leu. E încă în proximitate. El caută, dacă vreți, vulnerabilități. Și oamenii lui Dumnezeu vorbesc la, o, la unison despre această împotrivire. Nu te lăsa prins repede, nu te lăsa doborât repede, nu te lăsa împins în spate, nu te lăsa înghesuit. Dacă te-ai supus lui Dumnezeu, n-ai nicio teamă. Domnul este Domnul și stăpânul vieții tale. Și nu va îngădui diavolului să pună stăpânire pe tine și să-ți producă pagube. Ce au făcut cei zece într-o săptămână? Hmm? Au zis, bă, unde o fi Toma? <laughs> unde o fi Toma? Că dacă, da, știi cineva de Toma, l-a văzut cineva pe Toma? Nu! Și imediat cu dorința aia de revanșă, n-ai fost duminica trecută. Dar luați la rând sau luați în echipă dacă vreți, cu toții erau mai slabi ca Toma dacă vreți. În pofita experiențelor avute, iată-i pe oamenii aceștia că încă trag zăvoarele. Sunt temătorii. Când Dumnezeu îndreaptă spre noi harul său, atunci harul acesta trebuie să ne îmbogățească, să ne împotrivim diavolului. Și așa cum spune Petru să fim tari în credință, pentru că ei n-au fost tari în credință, și când nu ești tare în credință, diavolul îți induce frică, în așa fel încât să te întorci la obiceiurile trecute. Și care erau obiceiurile? Le spezi cât mai puternice, să nu cumva să intre iudeii peste noi în casă. Să punem între noi și lume fer, zăvoare, în așa fel încât să arătăm că, că ne protejăm, că suntem noi de noi. Experiența cu cel înviat. Este, spuneam, în al doilea rând, o experiență care, odată realizată, te invită să exersezi credința. Să arăți plecând de la casa lui Dumnezeu că ai învățat ceva, că lecția ți este clară, că nu te întorci în aceeași zonă a asediului, în aceeași zonă în care te lași atacat de, de, de cel rău. Spunea părintele Cleopa, Întrebat fiind dacă în retragerile lui, în singurătate, l-a întâlnit pe diavolul. Și părintele a spus: Când am fost în cetate, am fost în oraș, ispitele au fost în toate felurile, cu o carte, cu o privire, cu o șoaptă, cu un, cu un cuvânt, cu un telefon de la cineva și mi-am dat seama că sunt tras încetul cu încetul într-o anumită direcție. Dar când am fost singur, zicea Cleopa, diavolul a venit în persoană la mine, fără nicio, fără nicio rezervă. Frașii și surorii, Când Hristos ne-a dat credință, credința pe care a așezat-o în inima noastră este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră prin Evanghelie, și credința pe care a așezat-o Hristos în noi este atât de puternică încât ea stă împotriva uneltirilor diavolului și în fața unei credințe puternice diavolul fuge, pleacă. Uitați-vă ce spune Iacov. Nu spune că o să se depărteze încetul cu încetul. Nu, zice, fuge. Fuge, fuge! Acolo unde întâlnește un credincios care este dispus, odată ce a experimentat cu cel în înviat din mort, să pună în aplicare ce a zis Isus. Când el a zis pace vouă, atunci trebuie să credem că Isus este Domnul păcii. Este stăpânul vieții noastre și nu avem de ce să ne temem. Petru spune, și aruncați asupra Lui Hristos toate îngrijorările voastre și El însuși va îngriji de de voi. În al treilea rând, experiențele cu Isus sau experiențe cu Cel înviat din morți ne conduc la o cunoaștere mai clară. Spuneam un pic mai devreme, apostolii i-au zis lui Toma: Am văzut pe Domnul. Și vreau să vă spun că este doar, dacă vreți, o parte, am zice, o descoperire limitată. Este o concluzie care este stângace, concluzia aceasta cu privire la ce s-a întâmplat cu o săptămână în urmă. Uitați-vă că la ei. La cei 10 care erau cu zăvoarele trase, au venit și au bătut la ușă. și cine? Înainte să vină Iisus, și cine? Și cine? Haideți! Tot apostoli erau și ei, tot ucenici. Nu erau din cercul celor 12, dar erau cel mai, cel mai probabil din rândul celor 70. Știți? Cine? Cleopa și Luca. Și bat la ușă și îi spun: Am viat Domnul cu adevărat, și s-a arătat lui Simon. Uitați-vă la apostol că vorbesc cu Toma, dar lui Toma nu-i spun de înviere, îi spun L-am văzut. Și poate de la: L-am văzut, poți să înțelegi ce vrei. Că a fost o arătare, că n-a nimeni să verifice și așa mai departe. Să lase să, să se răspândească îndoială în mintea oamenilor. L-am văzut. văzut. Ce ai văzut? Am văzut. Dar doi ucenici care au stat la masă cu Isus și l-au cunoscut la frângerea pâinii, au zis A înviat. Și s-au dus la cei zece, au bătut la ușă și au zis A înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Ce frumos! Isus le vorbește încă o dată. Iată, după opt zile, când era și Toma cu ei. Și Isus le spune din nou, pace vouă. Atunci când le transmite de față cu Toma încă o dată pace vouă, Iisus transmite mesajul pentru cei zece de aici încolo. Fiți serioși în ceea ce înseamnă cunoașterea profundă a experiențelor, a lucrurilor care s-au întâmplat. Mi se întâmplă să. Uh, pentru că, la nivelul comunității regionale, uh, supraveghez uh, slujitorii care dau examen pentru promovare, diacon, prezbite, și stau cu ei, le dau testele și stau cu ei, supraveghez un ceas două să dea uh, examene. Și Mă uit la, la ei, mă uit la felul în care uh, participă la, uh, la actul acesta, la momentul acesta al, al testării. Și uh, uitându-mă la felul în care răspund întrebării, îmi dau seama că sunt atât de multe experiențe. Stăm de vorbă cu ei, îi întrebăm, bun, l-ai întâlnit pe Domnul, ai fost botezat cu Duhul Sfânt. Bun, ia, spunem cum s-a întâmplat. Zice, nu știu, frate, a fost ceva acolo. Ce a fost? Nu știu, a fost acolo, a fost un fior. Ce s-a întâmplat? Nu poți să descrii în cuvintele tale că l-ai văzut pe Domnul, că ai fost botezat cu Duhul Sfânt, că a venit o putere de la Dumnezeu peste tine. Nu poți să descrii lucrul ăsta. Când Isus le spune celor 10 pace, vouă, le spune de față cu Toma. Pentru ca să înțeleagă că de aici încolo experiențele trebuie explicate mai bine. Perspectiva cu Dumnezeu este o perspectivă de cunoaștere profundă. De asta citim Scriptura. De asta cercetăm scripturile, de asta predicăm cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca să ne îmbogățim și să creștem în credință. N-avem voie, scriptura spune despre Avram, roman capitolul 4, Avram n-a fost slab în credință. Spuneam ieri la nunta care a fost aici, că îmi place detaliul ăsta pe care îl furnizează Duhul Sfânt cu privire la familia lui Avram. Zice, domnule, părintele credinței, Prietenului lui Dumnezeu, da, dar Duhul Sfânt spune în cartea, Faptele, în cartea Evrei, capitolul 11, că și Sara, cu toată vârsta ei înaintată, a primit puterea să zămizlească prin credință. Avram și-a văzut de umblarea lui cu Dumnezeu, deciziile, cuțitul ridicat deasupra lui Isaac, ascultarea lui până la capăt, dar a avut grijă de seara. Pentru că ca în casa lui să se predice cuvântul, să se cultive credința, sara să lasă capete o credință care să o ducă la biruință. Nu alergăm de unul singur, de unii singuri pe drumul acesta, Dumnezeu ne cheamă să-l cunoaștem pe el. Îi spui, treaba ta, eu mă duc la biserică. Treaba ta dacă tu stai acasă. Am întâlnit copii care veneau la biserică la 12 fără 5 aici în curte și întrebau din ce a predicat fratele Ștefan că mă întreabă tata acasă. Hmm? Despre asta vorbim. Nu trebuie să-i lăsăm în urma noastră. Noi stăm liniștiți, confortabil. Nu știm unde sunt cei din casele noastre. Avram știe. E bătrân, e înaintat în vârstă. Are lângă el o femeie frumoasă, care a îmbătrânit frumos, dar nu este suficient atât. Avram are grijă de credința sarei. Când Dumnezeu a vestit că Sara va naște un fiu, Sara și-a cultivat credința. E ce frumos! Să ai această perspectivă de a-l cunoaște pe Dumnezeu, de a cunoaște tot mai mult din măreția lui Dumnezeu și să ne surprindă experiențele unice, duminică de duminică, cu iată noi așezări, noi lucruri pe care Dumnezeu le pune, le așează în mod proeminent în sufletele noastre. Sensurile cuvintelor lui Dumnezeu. Când cei zece erau pregătiți să-i spună lui Toma, Toma, ți-am zis noi, nu-i bine cu tine că tu nu prea vii la biserică, ai lipsit când noi eram cu Isus și uite ce ai pierdut. Ce-am pierdut? Că ucenicii nu știu să explice decât am văzut pe Domnul. Deși mesajul acelei zile și prin femei, și prin Simon, și prin cei doi ucenici care au venit pe drumul Emausului, mesajul acelei zile a fost acesta. Am viat Domnul cu adevărat. Și noi suntem marturii Lui. Am mâncat cu El. Luca spune că s-a așezat la masă și a mâncat cu ei. Au mâncat pește, i-au dat un fagur de miere. Iisus, iată că a arătat în fața ucenicilor săi că nu este o arătare, este o persoană. Am viat cu un trup care iată îi permitea să consume. Da? Noi consumăm și iar consumăm, dar atunci când ai un trup de slavă, așa cum a avut Hristos, nu nu depinzi de următoarea masă. Este ceva care se întâmplă, este miracolul lui Dumnezeu de manifestare. Iată, a unui trup de slavă și ucenicii au fost martorii unei asemenea manifestări. Pace vo, spune Hristos, din nou către Apostoli. De data aceasta, nu de două ori, pentru că spuneam, experiențele cu Dumnezeu sunt unice. Dumnezeu știe când, are, când ai nevoie de o măsură dublă de putere. Și ți o va da. De data aceasta, pace vă înseamnă. Experiența de data trecută n-a fost clară pentru voi. În pofida manifestării, în pofida bucuriei, nu ați rămas cu esența? Isus spune cuvântul lui Dumnezeu, a trimis un orb cu tine pusă pe ochi. L-a trimis în templu să se spele la scăldătoarea siluamului. Și când mai mari religioși l-au întrebat pe omul acesta ce s-a întâmplat cu tine, uitați-vă la omul ăsta că în primul rând spune, eram orb, iar acum văd. Și oamenii au zis, bun, cum, cum, ai văzut? Zice, iată că atâta știa, omul căruia îi se zice Isus A făcut tină, dar el n-a văzut. A făcut tină, mi-a uns ochii și m-a trimis să, văd, să, să mă spăl. Și atunci când Isus îl întâlnește în templu, când cărturarii și farisei au zis, tu ești pierdut pentru mântuire, au dat afară din sinagogă, Iisus vine spre el și iată cum îl preia și îl conduce spre o experiență mult mai înaltă, îl întreabă, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Și el spune, și cine este Doamne ca să cred în El? Și Iisus îi spune, l-ai și văzut? Cel ce vorbește cu tine este acesta. Ioan capitolul 9 cu 35 spune Acest om mi a zis, cred, Doamne, și i s-a închinat. frați și surori, dragi copii și adolescenți, m-am bucurat, vorbind un pic mai devreme, cu fratele Cristi, care a fost cu copiii noștri, cu tinerii noștri la uh, Giurgiu, la faza regională a uh, concursului Biblic Talentul în Negoți, m-am bucurat că 18 din cei 22 de copii ai bisericii care au participat au trecut în faza națională și pe 25 ne rugăm pentru ei, pe 25 la Betel va avea loc uh, acest concurs Doamne dă izbândă! Doamne de izbândă, pregătim cu frații din conducere, pregătim 18 premii. Ne-am ne legat acum. Dar lasă să ne... Da, nu-i nicio problemă. Premi, premii, da, premii. Premii. Da, premiul întâi pentru toți, nu? Premiul întâi pentru... M-am bucurat că există interes pentru cercetarea cuvântului Dumnezeu și îi felicit pentru lucrul ăsta și mă rog Dumnezeu să-i binecuvânteze ca această memorare a scripturii să deschidă pentru ei perspectiva cunoașterii autorului cărții, nu trebuie înțeleasă, nu trebuie citită și memorată mecanic cartea aceasta, trebuie să și pătrundem în, în, în esența acestei cărți și să-l cunoaștem pe Domnul cel Atotputernic. Iisus a înviat din morți. S-a arătat, spune cuvântul Domnului, la atâția și a făcut-o, a avut el inițiativa să se arate oamenilor. Nu toți au fost gata să vestească actul acesta, soldații au luat-o într-o altă direcție, dar nu vorbim despre lucrul acesta. Isus le-a făcut parte ucenicilor săi de multe experiențe după înviere. Experiențe pe care apostolii le-au trecut la și altele. Să vedem data viitoare cu ce ne surprinde Dumnezeu. Iată că sunt, spuneam, experiențe care sunt unice cu care nu te mai poți întâlni. Noi nu stăpânim viitorul, nu cunoaștem viitorul, știm trecutul, este cel care ne învață, ne obligă să-l recunoaștem și spunea cineva, dacă vrei să, să, să înveți ceva din trecut, studiază-l. Și este un lucru bun ca atunci când te, te gândești la lucrurile trecute să fii arătat că ai învățat lecția. Apostolii stau de data aceasta într-o nouă duminică, într-o nouă dimineață, dacă vreți. Sunt din nou împreună cu zăvoarele trase și sunt surprinși de prezența lui Hristos care le spune: face vouă! De ce stau cu zăvoarele? Am explicat un pic mai devreme, pentru că experiențele, iată, și atât de multe lucruri pe care le li s-au întâmplat, atât de multe lucruri pe care le-au văzut. N-a fost un, un, dacă vreți, un plus de credință. Dacă nu vrei să faci ce spune Dumnezeu, nu contează câte experiențe ai avut, dacă tot slab în credință ești. Diavolul spuneam, știe, e pe urmele noastre, răgnește ca un leu, caută pe cine să înghită, caută dacă veți următoarea victimă nu și alege victimele de pe stadion sau de pe dintr-o sală de concerte, diavolul și alea își caută victimele din rândul celor care, spune Scriptura, ca să înșele dacă va, va fi cu putință chiar pe cei chiar pe cei ales, știți lucrul ăsta eu decât vă reamintesc pentru că vreau să pregătesc momentul în care aș vrea să ne rugăm înaintea Dumnezeului nostru. Lasă să se vadă că experiențele pe care le-ai avut până acum cu Dumnezeu te-au învățat ceva, te-au condus, te-au întărit și te-au făcut, te-au motivat să exersezi credința în așa fel încât să te conduc această exersare spre o cunoaștere mai profundă a lui Hristos, a Dumnezeului cel Atotputernic. Domnul să ne binecuvânteze! Să ne dea în seara aceasta, înainte de a pleca din casa lui, să ne dea pacea lui în mod de plin și Duhul Domnului care este aici, să se coboare peste noi, să completeze ce lipsește credinței noastre și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru această uh, seară, această experiență uh, unică. Nu știm uh, ce urmează să se întâmple, ce. Putem ști cu siguranță este că Domnul este cu noi aici, are o măsură nouă de credință, o măsură nouă de putere pentru sufletele noastre. Să plecăm de aici ca unii care sunt hotărâți să nu se mai ascundă în spatele zăvoarelor a ușilor închise, ci să avem îndrăzneală în numele Domnului Isus Hristos, pentru că Dumnezeu este cu noi, este de partea noastră. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm împreună.